Cum ar fi viața ta dacă te-ai fi născut în Coreea de Nord? Ne este destul de greu nouă celor din exterior să ne imaginăm. Canalele publice de comunicare ale țării prezintă o imagine bizară a unor cetățeni cu un grad imposibil de loialitate și adorație față de liderul suprem. Până la un anumit punct, mass media din Occident redă aceste imagini portretizate de cea din Coreea de Nord fără să trateze problema cu îndeajuns de mult scepticism față de această propagandă evidentă. Și totuși, restul lumii nu este păcălită în general de propagandă. În loc să vadă acești oameni trăind fericiți în acest rai socialist, nordcoreenii sunt percepuți în general drept niște mase lipsite de personalitate. De asemenea, știrile din Occident s-au concentrat în ultima vreme pe rachetele nucleare care ar putea fi lansate de aici și potențialele consecințe pe care le-ar avea, mai degrabă decât pe viața coreenilor de rând. Deci viața oamenilor din Republica Democrată Coreană, așa cum este numită în mod oficial, este învăluită în mister. Deși armata și Partidul Muncitoresc din Coreea rămân instituțiile centrale, viața de zi cu zi a majorității nordcoreenilor nu are nimic de a face cu politica sau cu războiul. Pe vremuri, guvernarea era pur și simplu reprezentată de figurile paterne și protective lui Kim Jong-il și mai ales a lui Kim Il-sung, părintele fondator al națiunii. Acum statul autoritar este văzut mai degrabă ca o oportunitate de a câștiga din punct de vedere economic. De asemenea, inspiră teamă cetățenilor săi și un sentiment de continuă agasare sau stres. De o generație încoace, majoritatea nordcoreenilor au trecut prin experiențe care demonstrează că propaganda oficială este plină de neadevăruri. Totuși, ei trebuie să aibă grijă cui anume dezvoluie faptul că știu adevărul. Era o vreme când toată lumea din Coreea de Nord lucra la stat, iar mulți erau bucuroși să facă asta. Interesant este faptul că în anii 50 economia nordcoreană e de fapt mai puternică decât cea a rivalilor, Coreea de Sud, statul aliat cu Statele Unite. În timpul colonizării japoneze, partea nordică a peninsulei a fost modernizată și s-a investit în industria grea. Sudul, în condițiile sale mai favorabile pentru agricultură, și-a început era independentă cu mai puțină infrastructură industrială. În anii 60 și 70, nordcoreenii au continuat în același linii cu economia, în timp ce vecinii lor din China se chinuiau să iasă dintr-o perioadă îndelungată de ani de foamete. Deja în anii 80, echipamentul, fabricile, șinile de tren și rețeaua electrică de care Coreea de Nord depindea începeau să îmbătrânească, la fel cum era cazul în majoritatea țărilor comuniste din acea eră. Marea majoritate a oamenilor erau săraci, dar foarte puțini erau cu adevărat nevoiași. Apoi totul a luat o raznă, principala filozofie după care era condusă societatea în timpul regimului îndelungat al lui Kim Il-sung era juche, sau mai exact încrederea în sine. Era un subiect de mândrie faptul că nordcoreenii își controlau propriul lor destin economic, crescând și producând majoritatea produselor de care aveau nevoie în propria lor țară. Fără îndoială, locuitorii Coreei de Nord erau incredibil de harnici, dar ceea ce liderul lor suprem a uitat să spună populației era faptul că exista un nivel incredibil de mare de ajutor economic ce sosea în țară în mod alternativ din China și Uniunea Sovietică. Practic, primeau subvenții uriașe de la giganții politici vecini. Cel mai important detaliu e că rezerva de combustibil depindea de ajutoarele primite de URSS, iar apoi când dintr-o dată nu a mai existat URSS, pentru Coreea de Nord au început problemele. Dispariția schimburilor comerciale internaționale și criza combustibilului de la începutul anilor 90 a însemnat începutul unei spirale a morții pentru oamenii din Coreea de Nord, literalmente. Producția fabricilor a început să scadă. Fără suficienți fertilizatori și utilaje agricole, producția agricolă s-a prăbușit. Pur și simplu era prea puțină mâncare existentă. În acea vreme, salariile erau suplimentate cu distribuirea directă de rezerve de mâncare de către stat. Asta s-a oprit. Materiile prime au încetat să mai ajungă la fabrici, iar muncitorii, nemai având ce să mai facă, nu mai primeau salarii deloc, practic. Multe dintre experiențele oamenilor de rând din Coreea de Nord în acele vremuri grele și apoi din era schimbărilor economice radicale ce au urmat sunt extrase din North Korea Confidential, o carte scrisă de Daniel Tudor și James Pearson, care au arătat că existau moduri în care această societate închisă lasă loc și pentru anumite excepții. Iar cartea Nothing to Envy, Nimic de invidiat, a Barbarei Demick, care trece într-o cronică a vieții poporului nordcorean din zona industrializată din nord-estul extrem. Poveștile expuse vin în mare parte de la dezertori care și-au trăit viața în mizerie. Ceea ce mai rezistase la începutul anilor 90 în economia nordcoreană a murit complet la mijlocul anilor 90, când din cauza condițiilor vitrege au fost distruse aproape toate recoltele. Acum până și ultimele vestige ale sistemului public de distribuire al hranei a dispărut. Spitalele s-au umplut cu cei care suferau de foamete, apoi s-au golit. Cei care își cultivau propriile grădini de dimensiuni mici, singura formă de producție privată permisă, au avut parte de un fel de plasă de siguranță, dar locuitorii orașelor nu au putut să profite de această portiță din legislație. Poveștile despre oameni care mâncau scoarță de copac și iarbă în acele zile chiar nu reprezintă o exagerare.
Cei care aveau mijloace necesare ajunseseră să vâneze animale sălbatice până când acestea au devenit o raritate. Zvonurile exagerate au condus până și la ideea de canibalism printre oamenii de rând care deja sufereau. Ajutorul extern a început să sosească în țară, dar regimul a refuzat să permită grupurilor de ajutoare să distribuie ei înșiși mâncarea. Incompetența autorităților probabil că a influențat destul de mult slaba alocare, dar cel mai important element al problemei era reprezentat de subevaluarea dezastruoasă a vieții cetățenilor. Politica oficială în epoca lui Kim Jong-il era Songun, sau armata pe primul loc. Cei care erau considerați importanți pentru stat și pentru apărarea lui puteau să trăiască, ceilalți erau pe cont propriu. Numărul minim de morți cauzate de foametea nord-coreeană din anii 90 este de 240.000, dar la fel de posibil este ca numărul de morți să fie ajuns până la 600.000. Într-o referire la bine cunoscuta poveste a victoriei lui Kim Il-sung asupra japonezilor în cel de-al doilea război mondial, era depresiei economice din anii 90 a devenit cunoscută drept Marșul Suferinței. În acele zile de mizerie printre ruinele economiei comandate de partid, o formă neobișnuită de capitalism, a început să apară. Ca și o continuare a dreptului de a avea grădini private, regimul a permis în cele din urmă, în anii 80, oamenilor să aibă dreptul de a-și vinde produsele alimentare la piețe în aer liber cunoscute sub numele de Zhang Madang. În momentele cele mai grele ale foametei, Zhang Madangul local putea să fie singurul loc de unde era posibil să găsești mâncare. Oamenii au dezvoltat un sistem de troc. Era ilegal să vinzi bunuri proaspăt produse la o astfel de piață neoficială, dar oamenii aduceau lucruri second hand, iar oamenii care se pricepeau la diverse lucruri își vindeau serviciile precum reparații de biciclete sau tuns și coafat. Cumva, saci întregi de orez în ajutoarele internaționale își făceau loc în standurile din piață, iar oamenii erau mai mult decât bucuroși să poată cumpăra această marfă valoroasă atunci când puteau, în ciuda interzicerii oficiale a vânzării de orez. De fapt, pe măsură ce expansiunea Zhang Madangului continua spre sfârșitul anilor 90, pe lângă grădinile de legume originale, întreaga activitate comercială era ilegală. Dar în același timp, guvernul nu putea să facă nimic pentru că nu era nicio alternativă care să pune mâncare pe mesele oamenilor. Undeva pe la începutul anilor 2002, conducerea Republicii Democrate Populare Coreene a început să facă primii pași în legalizarea acestor piețe. Pentru cei care vindeau în cantități industriale, această metodă de licențiere chiar era bună, iar ei nu mai trebuiau să se teamă de arestări sau de confiscarea mărfurilor. Aceste taxe reprezentau de asemenea și o sursă stabilă de venit pentru statul falit. Pe la jumătatea decenului trecut, cele mai mari dintre aceste piețe au devenit veritabile supermagazine de aprovizionare cu standuri ce se întind pe sute de metri pătrați, cu produse și servicii variind, de la electronice, electrocasnice, motociclete, baterii de mașini, farmaceutice și uneori chiar animale vii. Încă de la început, majoritatea vânzătorilor erau femei de vârstă mijlocie sau chiar mai în vârstă. Apropo de asta, se numără printre cele mai mari forțe de luptă din lume. Doar China, SUA, India și probabil Rusia au mai mulți soldați și marinari, iar toate astea au populații imense și economii puternice. Recrutarea bărbaților pentru armată se aplica marii majorității a bărbaților, pe când doar o zecime din femei sunt recrutate în armată. În anii 90, durata standard a serviciului militar a crescut la 10 ani, iar fără alte posibilități de a se angaja în altă parte. Să te alături și să rămâi în armată ar reprezenta cea mai bună afacere pentru mulți bărbați tineri. Deja în momentul ăsta, statul cerea cetățenilor să își producă singur propria mâncare. Până și soldații își petreceau mult din timpul lor cu activitățile agricole. Dacă deja lucrai la o cooperativă agricolă, puteai să primești cu indulgență ceva pământ pe la marginea fermei pentru a putea să-ți cultivi singur câteva tipuri de recolte. La început, acest obicei era ilegal, dar foarte rațional dacă reprezenta singura alternativă pe care o aveai contra înfometării în masă. Între timp, guvernul a decis să permită fermierilor să cultive o parte din pământ și pentru familiile lor, atât vreme cât își atingeau și cota oficială de producție. La o scară mai mare, oamenii din pozițiile de conducere au început să fondeze companii private. Într-o perioadă în care productivitatea ajunsese la un minim istoric, managerilor li s-a dat permisiunea să fie cât mai creativ pentru a face bani. Câteva departamente guvernamentale au început să trăiască exclusiv din comerțul internațional, în special cu China. Deși în teorie folosirea monedelor străine erau ilegale, în realitate toată lumea știa că ai nevoie de yen japonezi, dolari sau yuan chinezi ca să-ți menții afacerile pe piață. Undeva în jurul anului 2009, Partidul Stat a încercat pentru ultima oară să reducă privatizarea economiei. Guvernul nord-corean și-a devalorizat propria monedă, care se numește la fel ca moneda Coreei de Sud, won, deși sunt total diferite. Această politică economică a făcut ca economiile multora dintre coreenii din așa zisa clasă de mijloc să dispară pur și simplu. Destul de logic, aceste măsuri economice au fost extrem de nepopulare și Coreea de Nord a fost aproape de un șir de revolte pentru prima dată în istoria sa. Nu mai este un secret de multă vreme faptul că un sistem oficial de caste determină viața cetățenilor din Coreea de Nord. Toate persoanele sunt clasificate în trei clase sociale, numite Songbun.
Pe scurt, oamenii sunt considerați fie loiali, indiferenți sau ostili regimului. Asta sună destul de direct, dar devine și mai rău. Songbun este moștenit. Dacă părinții tăi aveau un statut inferior, atunci și tu l-ai avea. Nimeni nu ți-ar spune direct asta, dar ți-ai da singur seama. De exemplu, ai putea să te descurci perfect la un examen de admitere la o universitate de top și totuși să fii respins. Dacă ești o femeie tânără, un tip care te-ar putea plăcea ar putea să te evite de teama de a nu își pierde statutul în societate. Asta pentru că, deși nu poți singur să te muți într-un Songbun superior, dacă guvernul descoperă că ai anumite acțiuni ce nu le-ar fi pe plac, te poți trezi că ești retrogradat la un nivel inferior de Songbun. Pe de altă parte, oamenii cu un statut social inferior nu primesc niciun fel de încredere din partea societății și a guvernului și nici măcar nu au dreptul la serviciu militar. Calitatea de membru de partid este de asemenea o caracteristică a Songbunului tău, iar ca o ironie a sorții, nu există membrii ai clasei muncitoare care să fie acceptați în Partidul Muncitoresc Corean. În principiu, asta are de-a face cu clasa socială a strămoșilor tăi în epoca pre-independentă, dar acele legături nu au nicio legătură cu structurile de putere din ultimele trei generații. Joburile cu statut social important, precum oamenii de știință, doctori, profesori, oficialii guvernamentali și alte asemănătoare, necesită un Songbun foarte bun. Într-adevăr, pentru a conduce una dintre noile companii corporatiste nou înființate, trebuie să începi dintr-o poziție superioară de putere sau să ai o avere considerabilă. Dar ca să ai succes într-un mediu ca un Zhang Madan, trebuie doar să fii la combinații și șmecherii. Și foarte probabil să plătești destul de multe șpăci. O afacere ce a apărut ca de la sine, pornind de la vânzarea produselor din propriile gospodării, a devenit vânzarea de mâncare gătită în casă. În cazul în care ingredientele erau disponibile, să prepar mâncare și să o vinzi la un Zhang Madan a devenit o mișcare logică. La fel ca activitățile mai complexe, precum producerea de făină, deoarece trebuia cumva să fie umplut golul lăsat de distrugerea aparatului de stat pentru distribuirea mâncării. Alimentele exotice și mai greu întâlnite, precum portocale și ananasul, au început ușor-ușor să apară în piețe. De asemenea, a început să apară un sistem funcțional capabil să producă și să distribuie mâncare. Deși implică anumite riscuri, pur și simplu nu prea mai erau lucruri de pierdut. Unul dintre elementele cheie ale economiei informale este contrabanda. Granița cu Coreea de Sud este ridicol de bine păzită, așa că varianta asta nu poate fi luată în calcul. În epoca modernă, vameșii se bazează pe șpăgile de la contrabandiști, ca și parte majoră a veniturilor lor. Toate tipurile de produse apar astfel. Obiecte vestimentare străine sunt foarte populare, la cum sunt și filmele și serialele sudcoreene. Din moment ce sticurile de memorie au devenit mijlocul de comunicare cel mai des interzis, cei care se ocupă oficial cu cenzura nu pot să reușească să oprească acest flux continuu de marfă de contrabandă. Până și soldaților din Coreea de Nord le place să se uite la filme sudcoreene, deși mai discret. Femeile tinere din regiunile nordice au început să aibă obiceiul de a purta blugi negri, care sunt mai puțin evidențiați decât cei albaștri. Milioane de nordcoreeni au telefoane mobile folosind rețeaua internă de telefonie. Dar dacă locuiești lângă graniță și vrei să vorbești cu oamenii din afara țării, poți să cumperi un telefon ilegal chinezesc și să ai semnal de dincolo de graniță. Din ce în ce mai des, oamenii găsesc metode noi și ingenioase să se ferească de ochii scoditori ai instituțiilor statului. Statul are dreptul să îți limiteze dreptul de călătorie internă. În afară de asta, ar trebui să primești o permisiune specială înainte de a pleca într-o călătorie. În prezent, asta nu mai este chiar o problemă atât de mare, pentru că sunt din ce în ce mai multe autobuze private. O a doua funcție importantă a circulației acestor vehicule este transportarea de bunuri legale sau ilegale în jurul țării, precum distribuirea acestora în piețele din ce în ce mai prospere. Funcționarii publici de rang inferior trebuie să dea o parte din câștigurile lor celor aflați mai sus pe scara socială, la nivel microeconomic, vânzătorii loiali care își desfășoară operațiunile la marginea piețelor oficiale sau în mici piețe rurale, nici nu se mai obosesc să dea mită cuiva. Când Kim Jong-un a venit la putere în 2011, a revizuit politicile tatălui său îndreptate spre armată către un scop dual, în principal arme nucleare și economie. Cele două erau în contradicție din moment ce existau sancțiuni din partea comunității internaționale drept răspuns pentru programul nuclear nord-corean. Astfel, sectorul civil era afectat puternic, dar noul Kim a ales să aibă de asemenea o poziție mult mai tolerantă față de privatizarea neoficială. Deja agenții guvernamentale întregi profitau de aceste afaceri capitaliste, iar faptul că majoritatea dintre ele erau legate de piața neagră l-a ferit de cenzura internațională. A apărut astfel o întreagă clasă de oficiali guvernamentali putrezi de bogați. Pyongyang începuse deja să se dezvolte, dar conducerea Coreei de Nord voia ca și capitala lor să concureze cu măreția Seulului. Proiecte megalomane de construcție în capitală au devenit rapid o prioritate. Recent, Kim a insistat pentru dezvoltarea stațiunilor de la mare și de la munte, din moment ce turismul este un sector mai puțin afectat de sancțiunile internaționale.
Deși toate astea par a indica faptul că vremurile grele se apropie de final, nu este încă cazul. Forța de muncă pentru aceste proiecte de ambițioase construcții civile poate fi descrisă drept sclavie. Una din principalele funcții ale armatei este să servească drept mână de lucru gratis. Programul de muncă este adesea foarte lung, foarte dificil și de multe ori nu implică și siguranța muncitorilor. Mâncarea este modestă pe șantiere, deși se pare că este oricum mai bine decât ceea ce soldații de la alte baze primesc. Ofițerii primesc mese complete, nu și familiile lor, totuși. Soldații de rând trebuie să-și producă singur mâncarea. Asta de obicei creează destul de multe tensiuni sociale, deoarece de cele mai multe ori soldații ajung să fure din gospodăriile oamenilor. Recent, soldații au început să treacă granița pentru a fura mâncare din satele chinezești. Într-un caz extrem, un soldat care era foarte înfometat și bolnav a luat-o la fugă prin zona demilitarizată și s-a ales cu câteva rând de armă. În general, soldații duc o viață foarte grea și plină de lipsuri, o situație foarte diferită de trecut, când armata era întotdeauna pe primul loc. O excepție de la această regulă este reprezentată de unitatea de elită Biroul 121, un grup de hacker militar aleși de tineri pentru instruirea computerizată specială și formați profesional pentru războiul cibernetic. Dacă ești civil, asta nu înseamnă automat și că scapi de munca silnică. Pentru a sprijini companiile rapide de construit, trupe de șoc organizate militar, dar formate de cetățeni obișnuiți, sunt obligate să se formeze. Deci, șeful acestor plutoane le poate ordona oricând muncitorilor să se deplaseze pe un șantier al statului și să ia parte la munci grele, indiferent dacă muncitorii aveau deja alte îndatoriri. Pentru a acoperi golurile lăsate de cei care își permit să dea mită ca să scape, managerii apelează la măsuri extreme. Mulți oameni nu au de gând să aștepte și să vadă ce se va întâmpla pur și simplu de data asta. Un număr constant de refugiați din Coreea de Nord se menține în fiecare an. Ca să poată fugi din țara lor, oamenii nu numai că trebuie să se pregătească emoțional pentru părăsirea casei lor, dar trebuie să aibă la dispoziție și cantități substanțiale de bani. Deci oamenii care au cele mai mari șanse să plece nu sunt cei mai săraci dintre nordcoreeni, ci mai degrabă cei care au reușit să pună bani deoparte din afacerile rezultate din economia informală. În funcție de câți bani ai mai multe sau mai puține șanse să ajungi undeva mai bine. Pentru o sumă modică, ești trecut granița, iar de acolo trebuie să traversezi Mongolia, China, Vietnam și de acolo să ajungi în Coreea de Sud. Contrabandiștii profesioniști îți pot pregăti un itinerar complet cu șpăgile și conexiunile aferente pentru ca drumul tău până în Coreea de Sud să fie mai scurt. Desigur că cei care fug din Coreea de Nord în Sud nu au cum să trimită bani în mod direct înapoi rudelor prin zona demilitarizată, dar există metode alternative. În timp ce nordcoreenii din zona de graniță cu Sudul pot avea probleme dacă folosesc telefoane mobile chinezești, cetățenii chinezi nu au restricții în ceea ce privește folosirea telefoniei mobile străine. Vor primi un apel de la un coleg din Coreea de Sud, vor transfera banii de la expeditor, mai puțin o taxă pentru tranzacție. Un sistem asemănător este folosit în cele două țări și pentru transferul de informații ce ajută oamenii din Nord să afle ce se mai petrece în lume. În ciuda fisurilor ce apar în sistem, regimul autoritar al Partidului Muncitoresc Corean rezistă fără să fie semne că ar putea să dispară prea curând. Dizidența politică e complet interzisă și foarte sever pedepsită, din moment ce oficialii guvernamentali devin din ce în ce mai bogați în urma sistemului de mită instituționalizată, iar segmentul de sub ei se transformă într-o clasă de mijloc. Cea mai bună idee pentru ei e să mențină acest status quo. Până la urmă, toleranța tacită guvernamentală a sistemului economic este lucrul care le-a pus bunăstarea materială și statutul social. Iar pentru infracțiuni politice ce sunt percepute ca fiind mai grave, se pot primi cu ușurință sentințe de muncă silnică, închisoare și chiar execuții. Deci, pe moment, nordcoreenii au un stil de viață contradictoriu. Trebuie să se supună legii și să încurajeze un sistem economic fragil, dar pot supraviețui doar dacă lucrează în afara acestui sistem. Tu ce crezi că ți-ar trebui ca să supraviețuiești într-o dictatură militară sau ca să scapi dintr-una? Lasă-ne un comentariu cu părerea ta. De asemenea, poți să verifici celelalte filmulețe interesante pe care le-am postat deja despre Coreea de Nord. Vă mulțumim că ați vizualizat acest filmuleț, iar dacă v-a plăcut, ca de obicei, vă rugăm să dați un like și subscribe.